Se mulțesc probele găsite de anchetatori în pădurea de la Caracal, unde Gheorghe Dincă a susținut că a aruncat resturile carbonizate ale Luizei Melencu, tânăra dispărută în luna aprilie. Procurorii DIICOT au anunțat în urmă cu o oră că au recuperat din zonă cenușă în care se aflau fragmente osoase. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Ovidiu Anța este la fața locului și are ultimele informații din anchetă. Bună seara, Ovidiu! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, această lizieră de pădure, situată la doar câțiva kilometri distanță de casa lui Gheorghe Dincă, a fost luată la cercetat de criminaliștii veniți special de la București. Este locul indicat de Gheorghe Dincă, principalul suspect, asta după ce zile în șir le-a spus anchetatorilor că el ar fi aruncat trupul nesuflețit al Luizei, prima tânără răpită și ucisă, în Dunăre. Iată că la un moment dat a decis să spună adevărul, iar odată ce a indicat locul cu pricina, criminaliștii și-au îndreptat atenția în această zonă. Aici s-au găsit ieri doi saci băgați unul în altul, iar undeva în această zonă fusese împrăștiată cenușa. Dar din pricina vremii și mai ales pentru că se însera, criminaliștii au fost nevoiți să întrerupă aseară cercetările, să lase jandarmii zonă să păzească zona, iar astăzi au revenit, iar vreme de 8 ore au cercetat extrem de minuțios exact această zonă. Asta pentru că exista bănuiala confirmată după 8 ore de cercetări că s-ar mai putea afla cenușă. În prezența lor se afla și un medic legist care a asistat la momentul în care cenușa a fost cernută. Așa au descoperit anchetatorii alte părți de oase și dinți, spun ei chiar într-un comunicat oficial, lucru care i-a făcut să creadă că au de-a face într-adevăr cu cenușă de natură umană. E bine, toate aceste probe biologice au fost trimise deja la București, la Institutul Național de Medicină Legală, singurii care vor certifica fiind legiștii printr-un test ADN, dar și printr-o expertiză antropologică. Sunt singurele teste, singurele expertize care pot confirma până la urmă identitatea victimei, ceea ce ar putea ajuta pe anchetatorii de la DIICOT să lămurească pe deplin ce s-a întâmplat cu această tânără pe care însuși Gheorghe Dincă mărturisea că ar fi ucis-o, iar apoi, într-o noapte de aprilie, departe de ochii lumii, la adăpostul întunericului, ar fi adus-o aici, asta după ce i-ar fi incinerat trupul neînsuflețit. Ar fi pus cenușa în doi saci, băgați unul într-altul, iar în momentul în care a ajuns în această lizieră, a împrăștiat cenușa în speranța că își va șterge orice urmă. Anchetatorii au avut și noroc, dacă putem spune așa, pentru că, iată, la mai bine de 3 luni distanță, deși în zona a mai plouat de-a lungul timpului, cenușa a rămas intactă, așa au putut să o descopere anchetatorii. E drept că vorbim despre o zonă unde vegetația este destul de densă, ceea ce, iată, s-a dovedit a fi de bun augur pentru criminaliști. Iar acum, odată ce au mai descoperit aceste urme de cenușă pe care, repet, au cernut-o, așa au ieșit la iveală acele fragmente osoase și dinți, pot să contureze până la urmă ce s-a întâmplat cu beata fată. Însă cercetări minuțioase și de anvergură au avut loc nu doar în această lizieră, ci și în Casa Ororilor din Caracal, acolo unde anchetatorii au căutat încă de dimineață dovezi noi care să ajute nu doar la lămurirea misterului, ci și la punerea sub acuzare cât mai grabnică și eventual trimiterea în judecată a suspectului. Căutările în pădurea de lângă Caracal, unde Gheorghe Dincă a declarat că a aruncat cenușa cadavrului Luizei Melencu, au început dimineața. Spre deosebire de ieri, zona de căutare a fost extinsă, iar criminaliștii au verificat locul centimetru cu centimetru. Pentru a putea găsi orice urmă le-ar putea fi de folos, criminaliștii aduși de la București în mod special au apelat și la ajutorul unui câine de urmă antrenat special pentru a depista dovezi care să le fie de ajutor anchetatorilor. Cel puțin deocamdată, câinele, extrem de bine antrenat, pare să insiste pe o zonă destul de îndepărtată de locul în care Gheorghe Dincă ar fi abandonat rămășițele carbonizate ale Luizei, așa cum a afirmat ieri în mod surprinzător. În pădure, criminaliștii au descoperit cenușa care a fost cernută, iar în ea au identificat fragmente osoase și dinți. Legiștii aflați la fața locului susțin că resturile de fragmente osoase examinate sunt cu cea mai mare probabilitate de natură umană. Verificări s-au făcut și în casa lui Gheorghe Dincă. Pe baza declarațiilor celor care au intrat în locuința lui Dincă, Știrile PRO TV au reconstruit grafic părți importante din imobil. La parter sunt un hol și 3 încăperi, 2 dintre ele sunt tixite cu tot felul de obiecte, iar a 3-a este un dormitor. Camera nu are mai multe 12 metri pătrați. Înăuntru se află un pat din fier, iar fereastra a fost acoperită cu bucăți din lemn. Aici se pare că a fost sechestrată Alexandra Măceșanu. Este un dezastru total, este cum ar fi o explozie într-un atelier auto după care cineva a venit să și fure după acolo și a răscolit. Încăperea aceea este numai un pat de fier foarte gros, montat, ancorat în perete. Este absolut înfiorător. La fel arată și celelalte încăperi sau doar asta în care dezastru. Se presupune deci un că dezastru organizat, așa aș putea spune. Miroase... Da, miroase peste tot. Adică nu miroase o încăpere anume. Iese din pământ, din subsol, din camera aceea, din pereți. Deci miroase cadavru peste tot. Această casă, în integralitatea ei, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea încăpere unde a ținut fetele, cu patul acela de fier înfiorător, pute totul la cadavru, credeți-mă. Și din pământ iese mirosul, și din jur. La etajul casei lui Gheorghe Dincă sunt două încăperi, descrise drept depozite, în care au fost găsite mai multe haine de femeie. Lipit de locuință există și un garaj, din interiorul căruia pleacă un canal lung de cel mult 3 metri, din care ulterior se coboară într-un tunel. La capătul acestuia există o încăpere mică sub pământ, în care anchetatorii au descoperit o saltea. Criminaliștii au verificat astăzi și una din gropile acoperite cu beton din curtea casei lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii nu au furnizat încă detalii dacă au descoperit ceva suspect acolo. Ei au făcut săpături și în alte locuri din curtea casei suspectului. La doar 2 pași de poarta principală a casei ororilor din Caracal, anchetatorii au început să facă primele săpături într-o groapă betonată. Criminaliștii marchează în mod specific fiecare urmă ce ar putea avea legătură cu acest caz teribil. Un laptop, 3 telefoane mobile și un aparat foto găsite de anchetatorii în locuința lui Gheorghe Dincă au fost analizate de criminaliști. Anchetatorii speră ca în urma datelor pe care le vor recupera de pe aceste dispozitive să reușească să afle cu cine a vorbit suspectul în ultimele săptămâni. Gheorghe Dincă a asistat toată ziua la percheziții. Avocatul familiei Luizei susține că prin atitudinea lui din ultimele zile, când a recunoscut 2 crime, individul încearcă să obțină o reducere a pedepsei și poate chiar să ascundă alte fapte. El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învață, cred că în timp util, nu știu, o să vedem cu cine are el contact, merge la chestii de o finețe incredibilă, de genul mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat și n-a reușit și atunci eu am interpretat că i-am bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea. Înțelegeți? Adică finețuri de-astea, o prosteală, mă rog, dar cu cheie juridică foarte... Pe de altă parte, au apărut informații potrivit cărora Dincă ar fi primit în ultimele luni diferite sume de bani din străinătate. Tranzacțiile sunt investigate acum de procurorii DIICOT. Din când în când, Gheorghe Dincă ar fi încasat diferite sume de bani chiar de la această casă de schimb valutar din Caracal, prin intermediul unei companii de transfer financiar. Procurorii DIICOT, care susțin că deocamdată nu au elemente care să confirme ideea unui trafic de persoane în care să fie implicat și bărbatul din Caracal, spun că vor investiga și această pistă pentru a afla cine îl finanța pe bărbatul de 66 de ani. Discuția cu soția inculpatului că dânsa, când se afla în Italia, lucra într-un restaurant în Vicente și trimitea lunar diverse sume de bani ce variau între 200 și 500 de euro, uneori chiar și mai mult atunci când și-a cumpărat mașinile. Spune dânsa că i-a trimis și sume mai mari de bani când și-a cumpărat autoutilitara de a avea în curte, Renault Megane. Dincolo de anchetă, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Inspecției Judiciare să declanșeze un control la toate structurile DIICOT pentru a verifica modul în care au fost instrumentate dosarele de trafic de persoane și de minori, inclusiv dosarul dispariției Luizei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe PRO TV Plus.